Salutare, mă, Ștefan, băi, fraților, bine ați revenit la un clip săptămânal aici ce am făcut noi cu aceste produse de smart home, să zic așa. Eve the Gris se numește acest produs și o să-l găsiți și în descriere. Le mulțumesc din nou celor de la Elegant Fata pentru că ne-au sponsorizat cu acest produs și cu altele. O să vă las clipurile în descriere dacă vreți să vă uitați la produsele respective. Eu îi dăm drumul la treabă. Acest produs practic îți arată umiditatea din aer și temperatura și pressure și mai multe chestii. Hai să vedem. Îi facem un unboxing aici scurt. Nu prea am ce să vorbesc prea mult despre produsul respectiv. Asta este un produs demontat afară, out dor, să zic așa, și cam asta e toată chestia, o să v-am spus, vă las un link în descriere. Pe mine mă interesează toate aceste chestii, să fiu și notificat pe telefon, băi, nu știu, am nevoie de o umbrelă astăzi, să-mi spună, hey, Alexandru Beilan, go to umbrela outside, glumesc. Ok, acesta este produsul respectiv, am spus din nou, repet, să mi se pară o chestie foarte, foarte premium. Ce exact cât costă produsul respectiv, am spus, pentru că eu nu am dat bani pe el, este un clip sponsorizat de către cei de la Elgato. Acum, indiferent acum de ce preț plătesc pentru produsele respective, mie personal, acum mi se pare că designul lor este unul nemărginit, să zic așa. Adică, uitați-vă cum arată toată chestia asta. Pare mult mai premium decât dacă te-ai luat ceva la, nu știu, 50-100 de lei, dacă ți-ai luat ceva asemănător, știi? Deci designul lor mi se pare mega mișto. Cum vin produsele acestea, cum se simt. Codul aici este pe spatele acestuia și nu este din foaie, dar sunt la celelalte produse, știi? Asta este gravat, pentru că asta este un produs de exterior și contează foarte mult asta, pentru că stă în ploaie, în frig, în etc. Așa. În cutie, bineînțeles că nu mai avem aici nimic. Așa, punem aici. La fel, aceste manuale de instrucțiuni și, bineînțeles, câteva detalii pe care le poți găsi aici. Bă, hai să vedem cum se activează acest produs, pentru că nu știu chestia asta. Cred că de aici, uite, desfacem chestia asta, care nu știu sincer ce face. Ah, aici e cu reset, cu toate chestiile astea. Ok, stai să lipim asta aici. Aici, uite, cred că îi dăm aici lock sau unlock. Uite, aici este cumva lock. Nu știu dacă merge să fac chestia asta cu unghia, că va trebui să iau o șurubelință sau ceva de genul ăsta. Ăsta este ecranul, o să-l las folia, sincer. Aici este, cred că, un reset. Stai să un pic, cred că trebuie să desfac ceva aici la asta. Stai că mă bate. Dar nu știu cum funcționează acest produs, să vă spun sincer, dar descoperim împreună chestia asta, pentru că nu este o rușine să descoperim. Ah, lol, văd că chiar s-a pornit. Ah, deci a durat câteva secunde de când s-a pornit. Practic, acum, în camera respectivă, adică acum la noi în cameră, sunt 27 de grade, 7, și vă spun și de ce, pentru că am calculatoarele pornite. Să asociem dispozitivul cu kitul. Dăm aici, adăugați un accesoriu. Care se scanează, ca de obicei, foarte, foarte rapid. Să punem așa, se conectează, adăugare Eve the Gris. Ok, și revenim după ce se adaugă el, bine? Avem aici Eve the Gris, nu o să-l numesc într-un fel, pentru că oricum dispozitivul o să stea afară, pe exterior, deci nu are rost să-l denumim. O să-l pun pentru living room, că o să-l pun deasupra living room-ului, dar pe exterior, să zic așa. Ok, dăm aici includeți favorite, dăm aici înainte. Identificați accesoriu, uite, avem aici accesoriu identificat, după cum vedeți aici clipă e, să zic așa, așa, dăm aici, adăugați în favorite, 42% este bateria în momentul de față, dar o să schimbăm dacă este necesar. Bun, acum intrăm în aplicația Eve, așa, Rooms, aici avem de la episodul trecut, așa, și acum trebuie să selectăm Living Room, ok, selectăm Living Room-ul, aici avem Eve the Gris, uite, așa. 29,3 grade în cameră. Nu știu dacă indică foarte corect, ori e foarte cald, dar am pus mâna pe el, ori trebuie să dureze ceva până când se actualizează chestia asta, dar vă spun, sincer, e foarte cald în cameră la mine. Umiditatea este 41%, umiditatea destul de mare din punctul meu de vedere și un air pressure de 1000 HPA. N-am nici cea mai mică idee ce înseamnă chestia asta, o să mă interesez, bineînțeles, dar ar fi optim să fie, știi, pentru toate astea. Dar oricum, noi mai avem încă un produs de care o să vorbim săptămâna viitoare, se numește Eve Room pentru fiecare cameră. Asta e pentru exterior, când o să punem pe exterior, probabil luna viitoare am de gând să fac pentru toate produsele pe care le vedeți pe masa respectivă, să fac un review din nou la ele și să vă spun cum sunt produsele după o lună de zile, știi? Acum o să mă duc să montez pe asta afară. Vă mulțumesc foarte frumos pentru că m-ați vizionat astăzi cu acest episod. Nu uitați să ne dați un like, un subscribe și un share și până data viitoare vă mai așteptăm cu alte clipuri sau să mai spuneți în secțiunea de comentarii ce clipuri de smart home mai doriți, cum o să urmeze asta și peste două săptămâni o să urmeze acest produs. Bine, oricum noi ne afundăm tot în aceeași zi, dat ca idee, vă spunem așa. Vă pupă fatele, vă mulțumesc pentru vizionare. Like, subscribe, share dacă v-a plăcut videoclipul. Pa, pa!